Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Aici și suntem cu Alex. Ok, salut. Suntem cu Alex aici și aia mi-a schimbat skin-ul, că arată fain ăsta. Place care părul alb. Și hai să începem acest video, apăsăm butonul de like. Uite, și mai... Nu uitați de comentariu că nu l-ați pus deloc. Și am două videouri de post. Așa puteți să intrați și la Alex pe canal. Hai să vă arătăm două lucruri. Să vă arătăm. Vă arăta ceva și vă voi arăta o capcană. Trei lucruri mai exact. Prima chestie pe care vrem să vă arătăm este capcana cu sand și TNT. Și am pus eu un semn aici cu calcă pentru diamante și când va călca, va cădea, depinde, de exemplu, noi suntem pe mapă flash și dacă o să calc, o să cadă în void. Așa. Asta poate fi o capcană și, și vă arăt și cum să o construiți. Sau dacă vă arăt și cum să o construiți. Deci, faceți o groapă, trebuie ca groapa să fie de 3. Sper dacă vă bubuiți de asta, că vreau să vedea cum funcționează. Păi de ce... Bă, păi ai... Bine. Păi aici trebuia să fie sand, nu trebuia să pui lemn. Așa. Și... A, e bine, e bine. Așa. Iar... Ne fam nu, vă trebuie o... Da, bine că n-a distrus generatorul. În fine, deci vă trebuie o groapă de două blocuri și puneți așa. Un TNT jos, un sand aici și un pressure plate. Cred că merge și cu lemn, nu știu. Da. Merge cu orice bloc, dar nu cred că cu lemn. Ia să vedem. Uite, vedeți, când va călca, va exploda. Când va călca. Pum! Așa, hai să trecem la următoarea chestie. Exact. Generatorul de cobblestone. Uite, îl faceți și aici când vreți să faceți cobblestone, spargeți și el se face înapoi. Și puteți să faceți așa la infinit. Asta e pentru oamenii la survival mai mult. În fine, hai să le arăt. E foarte simplu de făcut asta. Vă trebuie doar o găleată cu lavă, o găleată cu apă și dacă sunteți pe survival, o din asta, cum îi spune, o găleată cu o lopată, așa. Puneți lava aici, așteptați, puneți asta aici și se va face, iar apoi vă spargeți blocul acesta și gata. Dar o să trească să puneți aici, deci, vă mai arăt o dată, deci spargeți două blocuri. Ia să testez dacă merge așa și așa, nu, stați. A, ba da, merge și așa. Deci faceți o linie de... Deci faceți o linie de 4 blocuri sparte, puneți lava în capăt și așteptați ca lava să acopere două blocuri, iar după puneți apa. Cred că dacă puneți apa în instant, după nu cred că o să meargă. Și asta e What the fuck, Alex? Și asta e generatorul și mai am o chestie micuță să vă arăt. Aici... De fapt, stați, v-am prezentat materialele. Uite aici materialele de care aveți nevoie. Sand, TNT și pleasure plate. Așa. Da, asta o să aveți nevoie doar de o găleată cu apă și o găleată cu lavă. Iar aici aveți nevoie de orice bloc, o găleată cu apă și niște sainguri. Și... De exemplu, puteți să vă faceți un lift cu apă. Și parcurs pe acest like. Alex face parcurs pe like. Așa, și după... Deci dacă puneți pancarde, nu o să mai cadă. Nu o să cadă apa și eu o să puteți să vă faceți ceva, un lift, nu știu, zic și eu. Suntem aici cu... Cum v-am zis, cu Alex. Hai, salut, bă. Uite-l pe fratele lui. Domnul porc. Păi nu mai am altele. Ai zis că sunt trei. Păi da, le-am plezutat pe toate trei. C-
capcana cu TNT, generatorul și asta cu apă. Toate trei. Păi și ce am putea să le mai arătăm? Mai nimic. E, în film. Deci, cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de ce scrie aici, de like, share și un subscribe. Putem să scriu și share și subscribe, dar dura foarte mult, așa. Eu am fost Rob alături de Alex și noi ne vedem. Și Alex a inundat chestia asta. Păi, șnab! Și... Bă, da, tipule, ce zici? Mai facem un videoclip, dar cu ce? Ia, poate ne gândim să mai facem un videoclip și poate le postăm pe amândouă. Deci cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Rob alături de Alex și noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa! Bye, bye!